nu mai are, că pula de că s-a dus la particular, că e la altul bărbatul, nu-i mai dă. Nu mai e la fel. A plecat la altul, are decât 40 de hectare de vie. Și-i dă bană? Pula mea zice că-i dă, dar eu știu. Dar nu le mai dă strugul, nu le mai dă... Și la ferma acolo nu era bine, că nu le dădea și strugurile, le plătea. Aici la Chitoran nu mai e... Păi lasă la Chitoran aici. Păi n-a mai luat via și trebuia să ducă până la Săhăteni, din partea aia. Să facă și trebuia să vină când avea de propriile alea. Nu stătea nimeni să-l plimbe, să vină la săptămână. N-am avut, că cum să vină el la săptămână. A plecat. A mai plecat el la lansat pe tractor. Și nu s-a înțeles de... Da. Știu că, știu că stătea acasă și plătea, da, toată iarna. Da. Și ăsta l-a ținut acasă, dacă nu începe muncile acum și l-o ține de dimineață și până în noapte. El știe. Da. Și n-are decât două tractoare. E via lui să sucără, te trimite acasă să urcă pe tractor și să o proptește. Așa ferma era fermă, drept. Ferma era fermă, că era de mult, se certa, noi zice ce dă-l dracu de nebun că mâine-i trece, dar așa la ăla, ăla când tu-i certa și l-o pute în gură. Da. Îmi zicea, uite, că îl lua aia, îi dădea 40 de milioane aia de la Cristin de atunci, îl lua tractorii la ei. Dar el când a fost și i-a zis să mute și aia, i-a putut cu aia în gură, că și-a băgat, că de ce? Bă, odată ce am cumpărat aici, pula mea, eu-s proprietar. Te-am putut să stai în 50 de ani să nu-ți faci a ta? Păi nu, cine, că are avea mai mult. Eu ce-a plouat pe aici, a plouat mai tare, uite, a plouat, da, da. În barieră. În 50 de ani n-ai fost în stare să-ți faci un coteț al tău, nu? Păi n-am. Păi a cumpărat, indiferent ce făcea. Nu i-am spus eu de mult, odată și odată tot, nu, că a zis ăsta că nu mă dă afară. Aia, pula. Mi-a picat banii pe aia, a vândut-o, de un pula mea. Și nu, pătare. Ia fii atent cum lasă pe mine. Fii atent, mă, încă așa. E un dulce, mă, dulce. Noroc cu pistol, sănătate.